Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua lucrarea noastră, ursulețul peticel, și vom lucra pentru început piciorușele. Eu, așa cum v-am spus de la bun început, pentru peticele lui voi folosi culoarea roșie. Dumneavoastră puteți folosi culoarea dorită de dumneavoastră. Eu am montat deja un număr de 7 ochiuri de lanț, astfel nu vom pierde timpul. Deci 7 ochiuri de lanț în culoarea roșie. Și în cel de-al doilea ochi de lanț voi face un număr de 5 piciorușe scurte. Avem 2... 3, 4, 5, după care voi intra direct în ultimul ochi de lanț și voi face din nou 5 piciorușe scurte și în acesta 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea picioruș scurt. Vom strânge bine, capătul de fir îl vom lua cu noi, voi urca în sus lucrând 4 piciorușe scurte. Să fiți atente, este loc unde să lucrăm aceste 4 piciorușe scurte. Am 1, 2, 3, 4-lea. Trebuie să fiți foarte, foarte atente, iar în ultimul vom face din nou o înmulțire. Să nu lucrați așa de strâns ca și mine, dar nici prea larg să nu lucrați. În corespondența ultimului picioruș scurt vom pune firul despărțitor și vom continua. Deci vom lucra de jur împrejur, vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, acesta este deja cel de-al doilea rând, după care vom face un număr de 5 înmulțiri consecutive. Deci o înmulțire, cea de-a doua, 2, trei, patru, cea de-a cincea înmulțire. Continuăm cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și 2 înmulțiri, una și cea de-a doua. Astfel am obținut un număr de 24 piciorușe scurte. Pe acest rând voi pune firul despărțitor în acest ultim picioruș și voi continua lucrând un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Continui cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, apoi un picioruș scurt, o înmulțire, iar această secvență, un picioruș scurt, o înmulțire, o vom repeta de 5 ori. Deci am lucrat prima dată de 4 ori în continuare, un picioruș scurt, o înmulțire, pentru a fi un total de 5. Voi continua cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și 2 înmulțiri consecutive, prima și cea de-a doua în corespondența firului despărțitor. În felul acesta noi deja am obținut un număr de 32 piciorușe scurte. Voi pune firul despărțitor în ultimul picioruș și voi continua cu
două piciorușe scurte, 1, 2, o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, trei, patru, apoi continui cu două piciorușe scurte, o mulțire. Această secvență o vom repeta de 5 ori, deci prima dată și continuăm pentru a completa 5. După ce am lucrat de 5 ori două piciorușe scurte urmate de o mulțire, voi continua cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, din nou voi face două piciorușe scurte, o mulțire, iar în ultimul picioruș vom face o înmulțire. Astfel am obținut un număr de 40 de piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom schimba firul în culoarea albă și vom continua să lucrăm 3 rânduri de câte 40 de piciorușe scurte. Aici, în ultimul, eu voi pune firul despărțitor, ca de obicei, și voi continua să lucrez piciorușe scurte de jur împrejur. Voi începe primul picioruș scurt în culoarea roșie, îl voi închide în culoarea alb și voi duce cu mine pentru câteva piciorușe ambele fire, voi continua. Deci, vom lucra 3 rânduri de 40 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Continuăm cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 2 piciorușe scurte din nou, 1, 2, urmate de o scădere. Această secvență o vom repeta pentru un total de 5 ori. Deci două piciorușe scurte, o scădere, vor veni repetate de 5 ori. Eu acum o fac a doua oară și vom continua singure. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 2 piciorușe scurte, din nou, 2 piciorușe scurte, o scădere și 2 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte. Punem firul despărțitor în ultimă și vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 piciorușe scurte. Un picioruș scurt urmat de o scădere, vom repeta din nou această secvență de 5 ori. Un picioruș scurt, o scădere de 5 ori. Până la sfârșitul rândului vom lucra piciorușe scurte în mod normal, astfel am obținut un număr de 26 piciorușe scurte în corespondența acestui rând. Încheiind acest rând de 26 piciorușe scurte, vom repeta un rând, picioruș după picioruș, 26 piciorușe scurte. Deci eu nu mă voi reîntoarce, voi termina acest rând și vom continua singure un rând de 26 piciorușe scurte. Nu uitați firul despărțitor. Vom continua
Pentru rândul următor, patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. O scădere. Continuăm cu patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Iar acum vom face trei scăderi consecutive. Deci trei scăderi una după cealaltă. Una, două, cea de-a treia scădere, un pic, cea de-a treia, și vom continua cu patru piciorușe scurte, o scădere, deci 1, 2, 3, 4, o scădere, și patru piciorușe scurte până la sfârșitul rândului, 1, 2, 3, și cel de-al patrulea în corespondența firului despărțitor. Astfel am obținut un număr de 21 piciorușe scurte. Vreau să vă arăt un pic să vedeți cum se conturează papucelul. Ia uitați-vă. Acesta este papucelul. Iar noi vom continua lucrând. 5 piciorușe scurte urmate de o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, o scădere, și vom repeta pentru un total de 3 ori această secvență. 5 piciorușe scurte, o scădere, la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 18 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 6 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. 6 rânduri. Încheiate cele 6 rânduri, vom continua lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. 3 rânduri. În continuare vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom lucra această secvență pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 12 piciorușe scurte. Încheiat și acest rând, am umplut piciorușul cu melană, iar acum vom face scăderi repetate pentru a închide și această parte a lucrării. Deci avem o scădere. 2. Și continuăm. În felul acesta încheiem piciorușele, iar apoi vom trece în continuare. Să lucrăm botișorul. Am făcut ultima scădere. Voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Vom lăsa fir mai lung pentru a avea cu ce coase. Între timp, eu am lucrat și cel de-al doilea picioruș,
și vom trece mai departe să lucrăm botișorul, așa cum vă spuneam. Le punem aici alături, vom pleca în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Vom pune 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, sunt un pic obosită de acum, cel de-al șaselea, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, iar pentru rândul următor vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci 2 rânduri. Ajunse la capătul acestor 2 rânduri, vom scurta firul, vom lăsa pentru cusut, bineînțeles, și vom închide și această parte a lucrării. Vom închide modul în care să nu se cunoască. Voi trage firul. Firul acesta. Și vom continua. Trăgând bine aici de fir, nu se vede unde am închis. Vom continua cu urechiușele, vom face cercul magic. 6 piciorușe scurte, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire. Astfel, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. În continuare lucrăm un rând de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1,
2, 3, 3 scăderi consecutive, prima scădere, cea de-a doua, cea de-a treia scădere, continuăm cu 12 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4. Deci am lucrat 12 piciorușe scurte, iar acum voi face o scădere. Și am încheiat acest rând. În acest moment vom pune lucrarea în două, în felul acesta, și vom închide picioruș cu picioruș, picioruș alunecat, și astfel formăm urechea. Deci încet, încet. Vom ajunge și la final. Cu urechiușa eu voi încheia această parte a tutorialului. Ne vom reîntâlni pentru a începe să formăm ursulețul. După ce am închis urechea cu piciorușe scurte, voi lăsa o bucată de fir pentru cursut și voi închide această parte a lucrării. Vom avea nevoie de două, bineînțeles, două urechi. Eu am lucrat-o deja. Așa cum vă spuneam, voi închide aici acest tutorial. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!